iubirii, Moldova Sport a inițiat o campanie, Port Dragostea, prin care veți afla secretele cuplurilor din lumea sportului. Perechea de îndrăgostiți pe care o vă prezentăm astăzi ne-a dezvăluit care este secretul unei relații cu profil sportiv, scoțând de sub cheie câteva dintre secretele relațiilor. De ce rețelele de socializare, fotbalul, dragoste la prima vedere și compromisul sunt termenii cheie ce definesc relația eroilor noștri, dar și cum s-a născut ea, aflați în reportajul ce urmează. Fotbalistul Veaceslav Sofronii și-a început cariera la Clubul Sportiv Politehnica Chișinău, ocupând poziția de atacant central. Mai târziu a jucat la Speranța Crihana Veche, iar ultimul său club a fost Academia Chișinău. Astăzi însă Veaceslav nu ne va vorbi despre meciuri, offside-uri sau tehnici în fotbal. Sportivul ne va dezvălui cât de aplicabili sunt acești termeni în viața de cuplu. Ne-am cunoscut undeva cu 3 ani în urmă, în 2012. Luna noiembrie, îți minte, era 11 noiembrie. Noi atunci prima dată ne-am văzut pe 11 noiembrie, dar de fapt ne-am cunoscut pe o rețea de socializare. Eu nu eram în țară în perioada ce eram plecat, părinții mei, prin America. Și mai contactam și acolo aveam un la un verișor de-a meu care lucra noaptea. Și respectiv noaptea la noi era dimineața, ziua. Și eu toată ziua, dacă el lucrea noaptea, toată ziua spre dimineață eu mă trezeam și nu aveam ce face, el doarme. Și intram pe rețea, mai discutam cu populația din Republica Moldova. Cu prietenii. Da, cu prietenii. Dar când am făcut cunoștință deja, am descoperit că noi avem mulți prieteni comuni care... De fapt. Da, avem. Foarte mulți. Adică puteam să ne întâlnim, zic, nu numai decât așa, puteam să ne întâlnim întâmplător. I-a apărut așa într-o perioadă mai dificilă din viața mea, când... Am fost plecat psihotare și am venit de acolo cu fotbalul respectiv, am jucat în America și am venit de acolo cu o traumă la genunchi care până acum mi-a dat de știre și de aia deja cu fotbalul am început să degradez puțin pe nivel profesionist. Deja să mă restabilesc mi-a fost mult mai greu și a apărut ca o lumină ceva în viața mea pe neașteptate, plăcut, surprins, care m-a menținut într-o stare care ziceam că păi, o să mai încerc, o să mai fac ceva. A fost la un film, la James Bond atunci. A fost prima idee, da, prima idee, că nu știam cum, zic că ar fi banal deja să vin la cafea, să asta, zic, poate, zic, dacă ești acasă, zic, poate mergem la un film, era un weekend sau nu? Da, era un weekend. Poate mergem la un film, zic, oricum stai acasă și mergem ceva, este o premieră, mergem la ea. Și poate și asta a intrigat-o și, nu știu, multe, încercam diferite idei ca să, că nu era categoric de a ne vedea. Și așa s-a primit prima noastră. Prima întâlnire, da, ne-am plăcut unul de altul. Din start, zic, ne-am dat seama că suntem făcuți unul pentru altul, cel puțin eu, dar știu că și tu la fel. Da. Discreți, tinerii noștri nu prea au vrut să dea secretele din casă, dar de primul lor săruci întâlnirile mult așteptate și-au amintit cu drag. Desigur, eu mi-aduc aminte. Din prima zi pe obraz. Dar așa se manifestă bărbatul, că el e cu inițiativă, el e cu primul pas, el e cu primul... Cât, cam așa, într-o relație, dirijează cu relația, cred, cu un bărbat. Nu m-am gândit niciodată că o să mă căsătoresc ca anume cu un fotbalist. Și nu prea aveam o atracție, da, adică, nu știu, păreau nu foarte deștepți, dacă sincer. Dar el m-a cucerit, adică m-a făcut să-mi schimb părerea. Am citit o carte înainte. Mihaela s-a lăsat cu greu cucerită de sportivul moldovean, mai ales că nu-i prea plăceau fotbaliștii. Dar după o relație de 2 ani, Veaceslav a cerut-o în căsătorie pe iubita sa. Deoarece emoțiile erau mari, nu au așteptat prea mult timp pentru a-și spune da în fața altarului. 2 ani, da? Tu știi mai exact. Aproximativ 2 ani jumate. 2 ani jumate. 2 ani jumate.
Păi deja era, și eu nu sunt la o vârstă deja de adolescent, da, deja am vârstă de... Aveam, a trecut prin viață. Da, aveam deja vârsta de 31 de ani și am zis că asta este alegerea mea, aceasta este persoana care mi-am, nu știu, care mi-am dorit-o, care a fost ce mi-am dorit eu. Din start, când am văzut-o, zic, măi, asta e... Asta e mea. Dacă vă fi tot ok, zic... Dacă o să fii, zic, că nu știam ce iasă, că nu știi din start, când vezi persoana, da, îți place, e compatibilă, dar zic, nu știu cum iese acolo, ce dorință are ea aceasta. Și zic, dacă va fi tot ok, la sigur. Era o zi frumoasă de toamnă, da. De noiembrie. Eu mi-am dat seama, adică... Am fost pe la magazine, mi-am spus că o să vin seara pe la tine. Și așa a fost o mică surpriză spontană, nu a fost plănuit nimic. Un buchet mare de flori, de trandafiri, a venit, întâi m-a cerut de la părinți, erau cu părinții acasă. Și zic, deja puteți să-i dați voie, să-i permiteți să rămână și la mine. Zic, nu. Toată viața. Foarte mult timp. El m-a cerut în căsătorie în noiembrie, nunta a fost pe 31 mai. A zis că nu vrem să așteptăm până în toamnă, pentru că emoțiile sunt mari și mai bine să fie mai repede. Am plănuit pe 31 mai, a fost o zi foarte frumoasă, cu soare. Noi chiar făceam griji să nu plouă, să nu fie frig. Și cum nunta este un eveniment important în viața oricărui cuplu, tinerii nu uită nici azi micile incidente, dar și surprizele mai speciale. Și luna lor de miere a fost una de neuitat, care a durat la propriu o lună, departe de ochii lumii, reușind să viziteze tocmai două insule grecești. Am avut o mică problemă cu rochia de mireasă. Mi-am ales una în iarnă, în ianuarie mi-am ales o rochie de mireasă și când am fost la probă cu două săptămâni înainte de nuntă, ceva nu-mi plăcea. Și chiar cu trei zile înainte de nuntă mi-am schimbat rochia, dar a fost mult mai frumos. Toată seara parcă a trecut în 5 minute. A fost în Chișinău, nu foarte mulți invitați, în jur de, cred că, 60 de persoane. A început de nuntă, am ieșit să repetăm dansul mirilor. Și din cauza la rochie ceva era prea lung. Mă ca pe ea și zic, măi, dacă nu o să cădem, zic, și le-am dus în... Cuca de mireasă. Am avut acolo o locație unde am fost și eu în costum, era cald, nu mai știam, îi prindeam rochie, am prins că era în câteva rânduri și pe toate trebuie să le prins că sunt cald și că era problemă. Dar mi-a reușit până la urmă. Așa, liber și totul scăpa, zic, unde e? Ne-a uimit faptul că când am ajuns acasă după nuntă, am intrat în cameră și în dormitor erau petale de trandafiri. În toată casa erau. În toată casa. Vărul lui Vecislav, el venise din America, 8 ani a fost, da, în Republica Moldova și el nu știu unde a luat cheile noastre, dar noi nici nu am știut, nici Vecislav nu știa. Eram obosit 5 dimineața sau 6. Da, cu cadourile, cu buchetele de flori. Să întreb când am intrat, băi, dar stai că... Ce s-a întâmplat aici? A fost o surpriză plăcută. Imediat după asta am plecat la mare. Chiar aproape o lună de miere am avut. Da, 3 săptămâni am fost. 3 săptămâni am fost în Grecia. În Grecia, am fost pe două insule. Mai întâi a fost în Creta, după care în Lefkada. Foarte frumos, plaja mi-a plăcut. Am călătorit cu mașina. Mașina am plecat, drumul a fost mai obositor, mai lung, dar s-a meritat. Soții Sofronii ne-au dat și formula succesului unei relații. Chiar dacă sunt tineri, spun că au reușit să găsească și să aplice câteva rețete care vizează stabilitatea și păstrarea echilibrului în viața de cuplu. Succesul unei relații sunt dragostea, sentimentele adevărate, adică într-adevăr să iubești, încrederea, și dacă este nevoie să mergem la compromisuri, adică să ne înțelegem unul cu altul, nu e ca și cum eu vreau și atât. Adică să luăm considerație și părerea celuilalt. Da, asta foarte mult contează. O înțelegere compatibilă cu rațională, nu pe emoții, nu emoționale.
toate bazate pe rațiune, chiar când deseori se nimerea niște situații așa când poate erau stresante, eu mereu îi spuneam hai calm, să calm. El e foarte echilibrat. Eu tot timpul îi spun calm, calm. Da, chiar dacă eu mă enervez, mai tare, el mă calmează, într-adevăr. Nu se merită, zic, nu se merită orice pierdere de nervi, fiindcă oricum ajungem la un numitor comun care e pozitiv. Sfatul meu este să se iubească, să fie mereu împreună, să se înțeleagă. Dacă apar anumite certuri, să nu... Să cedeze.